este strada 10 mese? În tren? Dom'le, blochează-i! Îți scoți paltonul, te așezi și nu te mai miști. După ce că vii târziu, să mai faci de lucru și pe culoare. Am venit în ultima clipă pentru că am făcut ceva foarte util. Ce anume? Am aflat că se strică vremea și mi-am cumpărat palton. Umbrelă. Umbrelă? Ce să faci cu umbrela iarna? Vine primăvara și încep ploile. Scuzați, colegul. Scuzați. Prietenul meu. Cum ai putut să faci una ca asta? Cum vine să te... Mi-am uitat umbrela pe peron. O să te coste 1000 de lei distracția asta. N-am atâția bani. Vă să zic că aici a fost. Cine a tras? Cico, Cico, cine se răcorește Cico, vă? Vă costă 1000 de lei. S-a scumpit Cico? Vă explic eu. Amicul meu și-a uitat umbrela pe peron și așa, nu știu cum, a tras. A să zic că dumneavoastră ați tras. Nu eu. Dar dacă nimeni nu vrea să recunoască... Cum ai putut face una ca asta? Într-adevăr, cum ai putut să faci așa ceva? Foarte simplu. Uite așa. Cum ai făcut una ca asta? Acum nu pot să-ți arăt că stă trenul, dar dacă pornim, ți arăt el. Asta te costă 2000 de lei. Plus 6 sticle de Chico. Sunt așteptată de mama. Dacă eu sunt cauza întârzierii, o remediez imediat. Ai dat semnalul de plecare? Da, recunosc că asta eu am făcut. Ascultă! Dacă legea îți dă voie în caz de forță majoră să oprești trenul, ea nu-ți permite să-l și pornești! Nu? Nu! N-am știut. Acum poftim porniți-l dumneavoastră. Asta te costă 5.000 de lei. 6 Chico. Ce ai, domnule? Nu-ți place cum conducem așa? Ba da. Atunci de ce nu ne lași să ajungem la Ploiești? Jay. Pentru că eu nu vreau să ajung la Ploiești. Da unde, mă rog? La București. Am întrebat umbrela. Păi suntem în București. Am pornit din gara de 6 minute și ne-am oprit de 3 ori. Până acum n-am izbutit să pornim. Da? Da, suntem în București! Am găsit-o pe peron. Ne dați voie să plecăm. Bă, poftiți. Mulțumesc. Stai aici și nu te mai mișca. Dormi și să nu scoți o vorbă. Uite la domn. Să sperăm că s-a potolit. Lăsați pe mine, domnișoară. Și acum? Acum, de ce? Nu era umbrela mea.